Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am găsit! Sunt Cosmina Ungureanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Calea Succesului. Să știți că abia așteptam această zi de miercuri ca să mă întâlnesc cu dumneavoastră din nou și să vă aducem în dar, ca de fiecare dată, cântece frumoase și invitați frumoși, invitați care mai de care. În această seară am lângă mine pe domnișoara Irina Drăghescu, pe domnul Nelu Chiazna și fetele dumnealui, pe Mădălinea și Ileana Chiazna. Bună seara și bine ați venit! Și bine v-am găsit. Bună seara! Vreau să vă spun că Madalina e fata mea și Ileana tot fata mea, dar e nepoata mea, dar o consider tot ca fata mea. E fata lui fratele meu. Frumos spus, eu mă bucur că sunteți prezenți în această formulă, chiar la mine în emisiune, și că ați acceptat invitația mea din această seară. Să stau un pic de vorbă cu tine, Irina, pentru început, pentru că ne știm de ceva vreme și eu te știu pe tine o fată foarte, nu știu cum să spun, pune suflet în tot ceea ce face, adică iubești muzica populară, iubești sportul popular și ești o fată foarte isteață, care îi place ceea ce face. Într-adevăr, și aș vrea să vorbim așa puțin pentru început, să ne povestești tu cum te-ai ajuns să îndrăgești muzica populară, de când și până unde? Eu, fiind la niște neamuri, am zis să facem un show, cum vine vorba, acolo și am cântat un cântec și acele neamuri au spus că ar trebui să mă ducă undeva pentru că am voce. Să înțeleg că erai la o petrecere? Nu, eram ca într-o familie. A, ca între familie. V-ați adunat așa într-o zi la masă și te-au pus să cânti și într-adevăr au văzut că tu chiar ai voce și ai urmat sfaturile lor. Da. Irina, o să continuăm povestea ta și începuturile tale muzicale, dar însă avem primul telefon din această seară. Alo, bună seara! Să rămâne domnișoara Cosmina Ungureanu. Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Sunt un oltean din Timiș. Locuiesc în Timișoara, sunt un consătean de-al dumneavoastră și aș dori să fac și o dedicație Sigur, cu mare plăcere, vă ascultăm. Pentru frumoasa doamnă Norica Groza, din satul Șipot, comuna Ponoare, pentru scumpul ei soț, Romica Groza, și totodată melodiile cântate de invitații dumneavoastră, și totodată pentru mine, pentru că trăiesc o frumoasă vârstă. La mulți ani și din partea noastră, multă sănătate vă dorim. Vă mulțumesc, domnișoara Cosmina, și toate cele bune și pentru dumneavoastră. Vă mulțumim din suflet, asemenea și dumneavoastră să fie. La revedere, seară plăcută! Și dumneavoastră în continuare, la revedere! Am rămas la tine, Irina, și ne povesteai cum ai început tu să cânti. Și mai vreau să îmi spui atât mie cât și telespectatorilor care ne urmăresc, unde activezi tu, la ce școală? Eu sunt la grupul Bordeașul din Baia de Aramă, la doamna Georgeta Corlan Enache. Ești de foarte multă vreme în acest grup? Da, sunt de 3 ani. Înseamnă că ești veterană acolo. Vreau să spun că și eu am fost la grupul Bordeașul, dar cred că când ai venit tu, eu am plecat, Da. pentru că așa mi-am luat zborul, să spun. Am crescut un pic mai mare și am plecat mai departe Bă, eu am și... mai plecat aici. Da, Ai exact. fost și cu noi, cu domnul Barbu, la Casa de Cultură. Da, am avut diverse spectacole și activități. Bine că vă aduceți dumneavoastră aminte, eu chiar nu mai țin minte. Eram mic copil, Da, vă te dați știu, seama. chiar de atunci te știu. Vă dați seama că nu mai rețin foarte bine minte. Și mi-aduc aminte cu mare drag și cu mare emoție momentele frumoase care le-am petrecut în grupul Bordeașul. Și spunem din nou, alo, bună seara! Alo, bună seara, domnișoara Cosmina! Bună seara, domnul Gicu! Mă bucur foarte mult că te-am văzut azi, că îmi place foarte mult muzica și
și am zis că vreau să te mai văd cu cânticile cântând. Într-adevăr, te-ai ținut de cuvânt și mulțumesc foarte mult pentru că baci și muzica de-a ta. Mie îmi place foarte mult cum cânt, să știi. Mulțumesc frumos! Ai o voce de aur, nu altceva, și îmi place și emisiunea ta cum o prezinți. Fără emoții, fără absolut nimic. Eu vă invit să ne fiți alături până la final, pentru că veți avea o surpriză. Dacă timpul ne permite, o să interpretez și o melodie special pentru toți telespectatorii din această seară care ne urmăresc. Bineînțeles, eu chiar am deosebită plăcere de mare să faci un cântec în seara asta. Cu mare drag pentru dumneavoastră. Aș vrea să fac și eu niște dedicații. Sigur, vă ascultăm. În primul rând, pentru nepoțica mea, Tania, peste câteva zile, va face o frumoasă vârstă de 6 anișori, care îi urez multă sănătate, fericire și mult noroc în viață și mulți bani să aibă. La mulți ani să crească mare, sănătoasă și frumoasă! Să dea Dumnezeu și matale tot frumos, așa să rămân cum ești acum, să nu mai îmbătrânim deloc, așa să rămânem. Asta ne dorim cu toții! Într-al doilea rând vreau să fac niște dedicații pentru fiul meu Liviu, pentru nora mea la Luca, pentru moșii copilor mei, Brăbete, Constel, Nicoleta, Tania, pentru nașii copilor mei, Brazu, Flancu, Constantin, Tania și Ariana, pentru părinții mei, Idie și Flosea, pentru cuscrii mei, Titu și Ana, pentru colegile lui nevasta mea care lucrează la mine prest, la cariera lui Poaia, doamna Lori, doamna Claudia, doamna Doina, doamna Vica și doamna Lenuța. Le urez iară multă sănătate, că sunt niște fete așa de frumoase, de uite toate ce mă le mai ai din casă. Pentru doamna Dana din Brateș, Enisescu, în curând zice că va veni și ea în Mehașa cea la dumneavoastră. Chiar am vorbit cu dânsa astăzi și a zis că o să vină cât de curând la noi, chiar la mine, în emisiune. Înseamnă că e bine, mă bucur că am consătent de-ai mei, cum a fost și aseara Iona Ana Maria Oprișan cu domnișoara Andra Căprușius. Tot consătent de-ai mei din Comuna Bala, le urez iară multă sănătate, fericire și toată emisiunea asta a matale să fie și pentru ele. Sigur că da. Pentru mine personal, pentru dumneavoastră că sunteți așa de drăguță și îmi place cum prezintă emisiunea, pentru fetele dumneavoastră din emisiune, că e foarte drăguță și ele, și toată emisiunea asta să fie personal, și pentru nevasta mea, Dumitra, că o nevasta am ce să-i fac acum. Și din partea voastră. Mai am eu câte una așa mai picole, dar cea mai importantă ea rămâne. Ea rămâne, da, cea mai importantă nevasta de acasă rămâne. Așa este. Bine, mai facem și câte o glumă acum. Sigur, normal. Eu vă zic o seară bună și să fiți iubite numai de băieți frumoși, așa cum ești atât de frumoasă. Vă mulțumim pentru telefon și vă mai așteptăm în legătură directă cu noi. Mulțumesc mult de tot, vă zic o seară bună și toată emisiunea să fie și pentru familia Matale Ungureanu. Că pe tata Matale cunosc, a lucrat la mine lui Poaia. Da, așa este. Da. Vă mulțumesc din suflet. Să-l întrebați de mine, că mă știe de la magazin, așa să-i spuneți. Da, da, o să-i zic. Da, bine, să rămână o seară bună. O seară frumoasă și dumneavoastră, domnul Gicu. Tocmai ce a spus telespectatorul de mai devreme, am niște fete frumoase. Mie îmi place să vă spun niște micuțe vedete în devenire. Domnul Nelu, vreau să îmi povestiți, sau chiar Mădălina, să vorbesc un pic și cu ea, că știu că anul acesta are un pas foarte greu de făcut. Și anume o să meargă mai departe la liceu, o să susțină un examen important. Unde vrei să mergi mai departe? Te-ai gândit? Da, la liceu Baia de Aram. Pe ce profil? Încă nu m-am gândit, dar o să vedem. Încă ești nehotărâtă, dar încă mai ai timp. Dar așa, ce ți-ar plăcea să urmezi în viață? O carieră în muzică, bineînțeles. Și în afară de muzică, cred că o să mergi pe două drumuri, mă gândesc. Da, tatăl meu vrea să dau la poliție.
Frumos, să știi că și eu mi-am dorit să devin polițistă, dar nu știu, cred că timpul nu-mi permite și cu muzica și cu poliția. Eu sper ca tu să devii și polițistă și în același timp sunt bine. Da. Sper să devii ceea ce îți place și succes pe mai departe. Mulțumesc. Domnul Nelu, credeți că dacă fata dumneavoastră o să urmeze o altă carieră și alt profil, o încurajați și pe altă latură? Da, în primul rând cu muzica o susțin, pentru că asta e meseria mea. Și anul ăsta, în toamnă, când se o să fac înscrierile, o să meargă și la Târgu Jiu acolo. La Școala Populară, La Școala Populară de Artă și totodată și liceu, în paralel amândouă. Și pe viitor să vedem acum, dacă o fi să dea Dumnezeu să fie cum doresc eu. Sperăm, eu o susțin, din toate punctele de vedere. Normal, așa și trebuie, pentru că da. E fata dumneavoastră și nu aveți cum să nu o susțineți. Iată, am o familie de muzicanți lăutari în această seară. Da, la bunicul, tatăl meu, eu am cântat, asta știm să facem, să cântăm. Bunicul meu a cântat cu vioara, tata cu vioara, a fost la tine aici în emisiune. Acum e plecat, nu este acasă. Dar eu la fel și acum sper să mă moștenească și Madalina. Da, iată, ați moștenit din generație în generație. Da. Și cu siguranță Madalina va aduce mai departe cântecul popular din familia dumneavoastră. Și avem un telespectator pe fir care îi spunem alo, bună seara! Bună seara, Florin! Sigur, te ascultăm cu drag. Sunt domnul primar al comunii Vala, pentru nași, pentru verișori, pentru nepoți, mătuși, pentru Doman Victor și familia lui, pentru Șor și Ileana, Gore Doman, Ghiță de Goicea și formația Custi Vala Voi. Da. Și așa să fac pentru domnul patron Ion Petculescu și Ramona și fetele lui, și pentru Adrian Ivan. Sigur, să fie pentru și toți pentru cei care... Și pentru David cu bebe de la Bala de Jos. Da. Și pentru Nicușor Doman și pentru vecinii mei și pentru Grigoraș Domnigeanu. Și pentru dumneavoastră și invitații dumneavoastră. Și pentru Adi Martin. Sigur, îți mulțumim pentru telefon și toate cele bune. Mulțumesc, seara minunată. Și ție la fel. La revedere. Eu zic să dăm drumul la cântec, la... Cântec și voie bună în această seară, dragi telespectatori, vă dedicăm întreaga emisiune și toate melodiile în parte cu mare drag. În minutele următoare să fie pentru dumneavoastră Madalina Chiazna.
Dumnezeu m-a ajutat ca sufletul curat mai. Dacă ceva am pierdut, mi-a dat de trei ori mai mult mai. Dumnezeu m-a ajutat ca am sufletul curat mai. Dacă ceva am pierdut, mi-a dat de trei ori mai mult mai. Mi-a dat multă sănătate și noroc să am în toate. Doar de bine să gândesc, n-am de ce să turmănesc mai. Mi-a dat multă sănătate și noroc să am în toate. Doar de bine să gândesc, n-am de ce să turmănesc. Mulțumim frumos, Mădălina, cântece frumoase în această seară, dragii noștri telespectatori, special pentru dumneavoastră. Vreau să-mi spui, Mădălina, din ce repertoriu fac parte aceste cântece? Repertoriu de la mai mulți interpreți. De exemplu, ăsta e de la Emilia Ghinescu. Și prima melodie? Prima melodie e de la... Deci tu ți culegi repertoriul de la diversi interpreți de muzică. Înseamnă că ai mai mulți interpreți preferați, da. Nu numai unul. Domnul Nelu, vreau să vă întreb, de câți ani studiați acest instrument, acordeonul? Cu acordeonul am început prima dată, dar de fapt eu sunt organist la bază. Sunt armonist cu orga, când l-anunț. Și pe acordeon, mai când și pe acordeon, dar la acordeon am învățat prima dată, la, să zic, 10 ani, așa, cam așa ceva. Deci lumea vă știe mai mult cu orga, pe cu unde orga, vă duceți. Da, sunt organist, da. Dar acum am venit în mai restrâns, pentru că și-a fost împrejurările. Cu altă ocazie să venim cu toată formația. Sigur, la noul sediu chiar o să fie un spațiu mai mare și... Da, domnul director și da. Acolo o să fie altfel. O să venim cu formația, toată formația. Noi vă așteptăm cu mare drag. Dar cu vocea nu ați încercat niciodată? Da, am încercat. Nici la anunț, n-am strigat nici banii. Da, păi să cânt. Nu, da, am încercat. Nu. Da, de obicei la nuntă se zice că, virgulă, cântărețul... strigă banii, nu are voie cântăreața. Nu am înțeles niciodată asta, de ce? Știți dumneavoastră? Păi zice că bărbatul e bărbat. Na, femeia știe cum e, ca să plece pe la masă, cum era odată, să plece să strige. Bărbatul e bărbat, mai glumește cu oamenii, mai cum era obiceiul. Acum nu se prea mai strigă, se bagă la plic acolo, în căsuță și... Da, mai ales la restaurant. La restaurant, da. Nu înțeleg de țară, se mai... Da, se mai păstrează aceste obiceiuri. Da, să știți că și eu pe unde am mers la anunții, niciodată ziceam, eu vreau să stric, dar nu, că nu ai tu voie. Dar de ce? De ce? Tot întrebam de ce și nu găseam explicația. Nu, explicația nu e neapărat asta, explicația. Bărbatul e bărbat, mai glumește, că ai văzut cum e cu fiecare în parte, mai...
Da, aveți dreptate. Sincer, nici nu cred că i-ar sta la o femeie bine să strige. În primul rând, în primul rând asta este, da. Nu este bine, pentru că oamenii mai sunt șprițuiți. Da. Știi cum e la... Așa este, într-adevăr. Irina, vreau să te întreb, în afară de muzică, ce alte pasiuni mai ai tu? Ca orice copil, cred că mai ai și alte pasiuni în afară de muzică. Da, mie mai îmi place mult să joc la hore. Deci dansul. Dansul, da. Nu te-ai gândit să mergi la dansuri populare? Nu. Nu te-ai gândit, dar poate nici timpul nu-ți permite. Da. Cum te împarți cu școala? Pentru că știu că tu ai foarte multe spectacole, mai ales cu doamna profesoară, împreună cu grupul Bordeiașul. Și cum îți faci timp și pentru școală, mai ales pentru învățat, să-ți faci temele pentru la școală de fiecare dată, să fii așa o elevă silitoare ca în fiecare zi? Deocamdată am timp, dar când voi crește mai mare, poate. Poate să-ți fie un pic mai greu, nu? Va fi mai greu, da. Și iată, avem un alt telespectator care intră în legătură directă cu noi și spunem, alo, bună seara! Bună seara, domnișoara Fărmina! Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Sunt de la Samarinești, mă numesc Năzgovineanu Anișoara. Da, doamna Anișoara, vă ascultăm cu mare drag. Doresc și eu niște dedicații. În primul rând, pentru dumneavoastră și pentru invitații dumneavoastră. Vă mulțumim. Mulțumim frumos. Pentru familia mea, pentru fica mea Sebastica și soțul ei Florin, pentru nepoțica mea Emilia Crețu din Chiriui, părinții mei Antonita și Marcel, pentru fratele meu Paul Alexandru și nevasta lui, pentru o verișoară a mea de la Mesată Valea Bisericii Bologani, Ileana și soțul ei, pentru cumnatul meu de la Cârciu, Năzgodineanu Gheorghe și nevasta lui, pentru mamaia Domnica Copaci, pentru familia Motor. Da. Și aș dori un cântec de la Irina Drăghescu, domnitoarea care am cerut-o eu de la doamna Georgeta. Sigur că da, în minutele următoare chiar Irina o să vă încânte cu melodiile sale. Și pentru cumnata mea, Lenuța. Sigur. Alte pentru dedicații? Pentru cumnatii de la cei ui. Da. Iar dumneavoastră vă urez multă sănătate, sunt mai multe emisiuni și o seară frumoasă în continuare. Să vă audă Dumnezeu. La revedere. La revedere, doamna Anișoara. Mulțumim pentru telefon. Irina, dacă telespectatorii te vrea în minutele următoare să cânți. Desigur, voi cânta cu mare drag. O să le interpretez cu mare drag melodiile tale din această seară. Pentru că ei te mai știu, că ai mai fost pe la noi, deci ești de acasă. Faci parte din familie și nu numai tu, și domnul Nelu la fel. Și cu Mădălina. Păi eu zic să încânți telespectatorii și să ne cânți și nouă în același timp. Dragi telespectatori, pentru dumneavoastră, Irina Drăghescu. Thank you.
dimineața când cu eu mă duc la mine, dacă ar fi sărbătoare în orice zi, dar
să nu mai la joc. Că mi-e drag ce când m-aș și uice, uice, uice așa. Unde-i ora eu să fiu, uice, uice așa. Ora n-ai-n ce să port, uice, uice, uice așa. Și să joace satul tot, uice, uice așa. Lume când dau taraful, hai da hop și iară hop. Eu opin să alice praful, hop și iară hop. Căci în joc nu mă opresc, hai da hop și iară hop. Dar horă nu ăsta nescop și iară hop. Dansul ca la munte, interpretat de Irina Drăghescu. O tânără interpretă care slujește cu sfințenie cântecul popular și portul popular românesc. Irina, cred că ți aparține acest dans, dans de la munte, nu? Da, oricum este foarte frumos și cred că doamna Irina Zuican ți l-a dat cu mare drag să-l înregistrezi. Da, desigur, mi-a dat tuturor negativele cântecelor sale și mulțumesc pe această cale că ne-a dat negativele. Cred că este una din interpretele de muzică populară pe care tu le îndrăgești cel mai mult. Da, desigur. Și am observat că majoritatea cântecelor sunt ale dumneaei, da. Îi aparțin. Și spunem din nou, alo, bună seara! Bună seara, Lidia Bratu, sunt la telefon. Bună seara! Din comuna, Lidia Bratu, sunt la telefon. Da, doamnă, vă ascultăm. Și aș dori și eu o dedicație. Sunt din comuna Șovana, satul Studina. Vă ascultăm cu mare drag. Aș dori o dedicație pentru părinții mei, Bratu Ion, din comuna Ilovăț, satul Ilovăț. Da? Pentru fratele meu Adrian, pentru surorile mele Dana și Valentina, pentru cunatul meu Ionel, Cipere Ionel, și pentru soțul meu Predescu Petre. Sigur. Și pentru cel mai bun pădurar din comuna Ilovăț, satul Borcănești, îl cheamă Gogu. Așa să fie, pentru toți cei care i-ați enumerat mai devreme, întreaga emisiune din această seară, cu drag. Și pentru dușmani. Așa să fie, doamnă, pentru toți dușmanii dumneavoastră. Să le dăm și lor. Sigur să că da. Paștile și să nu fim supărați pe ei. Adevărat, spuneți. Bine, vă mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim din suflet și o seară cât mai frumoasă vă dorim. Mulțumesc, la fel, la revedere. La revedere, doamnă. Vreau să stau puțin de vorbă și cu micuța Ileana. Să știi că nu te-am lăsat așa la urmă și nu am uitat de tine, dar am vrut să vorbim înainte să ne și cânți. Spune-mi, Ileana, tu de la ce vârstă ai început să cânți? Cred că nu de foarte mult timp, că tu ești așa mai micuță, mai de întâi. De la înființarea MH-ului. Da? Înseamnă că prima ta apariție a fost aici, la noi. Aici a fost, da. Ne bucurăm să auzim acest lucru. Îți place ceea ce faci? Îți place muzica populară? Da. O faci din drag, nu? Da. Părinții ce spun despre această abilitate a ta muzicală? Se mândresc cu tine, nu? Da. Deci o faci din drag, nu că spune cineva, că spun părinții, să faci tu asta, nu? Da. A, deși tu provii tot într-o familie de lăutari. Eu zic să salutăm părinții tăi de acolo, de acasă, și să începem cu dedicațiile, dacă ai dedicații de făcut. Pentru mami, pentru tati, pentru fratele meu Raiș Mădălin, pentru bunica mea, pentru bunicul meu, pentru verișoarea mea, pentru moșica mea, pentru moșicul meu și pentru și pentru toți cei care te cunosc. Da. O să continuăm cu dedicațiile la fiecare în parte, dar spunem alo, bună seara. Alo, bună seara. Bună seara. Cu cine stăm de vorbă? Mă numesc Bebe Davidescu de la Bala și aș vrea să dau și eu câteva dedicații, dacă se poate. Sigur că da, cu mare drag. Pentru fratele meu, Jexy, și soția lui Ileana,
pentru nașii mei de la Bala, familia Bobic, Dan și Viviana, pentru nașii de la Târgu Jiu, familia Enea, Robert și Alexandra, pentru moșii mei de la Bala, familia Diana, Constantin și Ana și familia Trancă, Georgeta, pentru părinții mei, pentru nașul Lămpică și Crina Muscuriș de la Părăul de Pripor, pentru prietenii mei de la Bala de Sus, familia Scurtu, Nelu, Măriuța, Florin și Marian, pentru Gogu și Ilinca Chitimia de la Iuca, pentru Maia, Nuța, Basica și Dani de la Florești, pentru cel mai bun prieten al meu, părintele Rață Daniel și pentru familia lui de la Godinești, pentru toți prietenii mei, pentru dumneavoastră și pentru invitații dumneavoastră din platou. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim din suflet și din partea noastră să fie toate melodiile din această seară. Vă mulțumesc, săruna! O seară plăcută în continuare! Ileana, vreau să ne spui mai întâi în ce clasă ești, dacă ești la școală. Între a doua. Ești între a doua și câți ani ai? 8. 8 ani, așa să știi și telespectatorii care ne urmăresc la televizor acum. Cam cea mai micuță invitată din această seară și de până acum. Te rog să continui cu dedicațiile. Mai ai de făcut dedicații celor dragi sau ai terminat? Pentru nașii mei, pentru vecinii mei de acolo, Barbu Pușa, Barbu Ionuț, Barbu Daria, pentru Barbu Gabi, pentru unchii mei de la Izverna și pentru toată lumea. Așa să fie, draga noastră Ileana. O să vă mai întrerup un pic de la dedicații, dar să știți că aveți timp să faceți pentru că avem un alt telefon. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Cu Dedosat din Bala de Sus. Da? Aș vrea și o dedicație pentru mami. Da? Pentru mătușa mea, Maria. Și pentru mătușa mea, Simona. Pentru unchiul meu, Coca, care e plecat în Franța. Da. Pentru prietenii mei, pentru doamna învățătoare, pentru colegii mei. Și pentru toți prietenii. Și pentru bunica mea. Așa. Bunica mea și bunicul meu. Și din partea noastră, cu tot dragul, pentru tine și pentru familia ta. Alte dedicații mai ai? Nu. Bine, noi îți mulțumim pentru telefon și o seară cât mai frumoasă ție și familiei tale. Da, la revedere. La revedere. Neanelu, vreau să dați și dumneavoastră dedicații. Da, vreau să fac și o dedicație pentru că astăzi este ziua lui cumnatul meu de la Cloșan, care e plecat în Italia la muncă și vreau să-i transmit și eu multă sănătate și tot ce-ți dorește și el. Și din partea noastră la mulți ani. Și pentru socrii mei de la Cloșan, cumnați, cumnate, fratele meu, tatăl meu care e plecat tot în Italia la muncă și lui nepotul meu Rareș, mama mea, cumnata mea și pe parcurs o să mai facem. Sigur, o să vă mai amintiți și o să fac și Mădălina cu Irina imediat, dar avem un alt telefon și spunem alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Mă vedeți, Barbu Ionuț din satul Mărășești și aș vrea să felicit eu nepoatele mele pe Mădălina și pe Ileana și pe verișorul meu Nelu și vreau să le mulțumesc pentru dedicații. Da, te salutăm, Ionuț. Da. Mulțumesc. Și aș vrea să dedic și eu toată emisiunea familiei mele. Și la toți vecinii mei. Și din partea noastră, alte dedicații mai doriți să faceți celor dragi? Nu, mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Mulțumim de telefon. O seară plăcută în continuare, vă dorim și noi. Mădălina, te-aș ruga să faci și tu dedicații celor dragi, sigur, ai de făcut. Da, pentru colegii mei, pentru profesorii mei, pentru
moșii mei, pentru nașii mei, pentru bunicul meu care e în Italia, pentru bunica mea acasă și ne urmărește, pentru bunicii mei de la Cloșani, pentru unchiul meu Ion din Italia, îi spun la mulți ani. Și din partea noastră, din nou, la mulți ani. Și pentru mătușa mea Mariana, pentru mătușa mea Nica și pentru toți cei care te cunosc. Da. Irina, o să continui și tu cu dedicațiile celor dragi, dar să mai luăm un telefon. Alo, bună seara! Sărma! Bună seara! De unde sunteți și cum vă numiți? Din Balta, mă cheamă Bebe. Da? Și aș vrea să faci de un dedicat, dacă se poate. Sigur că da! Și mai multe dedicații. În primul rând, pentru cel mai bun prieten al meu și cel mai bun... așa, pe principiu, ca, consider mai mult ca și fratele meu, Romica Groza, pentru nevasta lui Norica Groza, care e cea mai grijulie și cea mai bună femeie din toată lumea asta, pentru fratele lui Mărin și nevasta lui Anica, pentru fratele lui Ion Rogopete, pentru nevasta lui, pentru părinții lor, pentru prietenul nostru care era cu Mișoara și îl cheamă Ionică, azi de ziua lui de naștere, și pentru vecina lor care e aici aproape, Andreea, pentru dumneavoastră, pentru invitații dumneavoastră. Vă mulțumim frumos! Și pentru toți telespectatorii care se uită și intră foarte greu în legătură dumneavoastră. Și din partea noastră să fie pentru dumneavoastră cu mare drag și vă mulțumim din suflet pentru telefonul din această seară. Și eu vă mulțumesc mult, pe mâna și o seară plăcută. Și dumneavoastră la fel. La revedere! Spuneți! Eu vreau să mai fac o dedicație pentru nepotul meu de la Glogova, Viorel, pentru nevasta mea și doamna Maria Drăghescu, care ne susține aici. Da, care sunt prezente în această seară lângă noi. Și eu le dedic întreaga emisiune și toate melodiile acestor micuțe minunate să fie. Irina, te rog să continui și tu cu dedicațiile celor dragi. Aș vrea să dedic această seară pentru părinții mei, pentru familia Răuți, Țăpârdea, Ceață Băloi, Angel, pentru bunicii mei, pentru colegii mei, pentru profesori și, desigur, pentru... toată lumea care ne urmărește și în special pentru bunica mea, doctorița, mama e ciocolata, cum îi zic eu. Să-ți pentru... trăiască bunica că îți face numai costume da, frumoase. Vreau să-i mulțumesc că mă ajută să fac aceste costume și că o iubesc pe toți. Foarte frumos din partea ta, Irina. Iată că e frumos că mai ai bunica lângă tine și că te ajută în continuare în tot ceea ce faci și pe lângă părinți. Și iată că avem un alt telefon și spunem, alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Cu Pati de la Mărășești. Spuneți, vă ascultăm! Vreau să fac și o dedicație pentru familia mea. Da? Bună seara! Bună seara! Vă salutăm, domnul Panti! Vreau să fac o dedicație specială în seara asta. Da. Pentru familia mea, Vetuța, Vitoraș, Liliana, Edi, Ion. Sănătate, numai bine, domnul Nelu. Vă salut, domnul Panti. Chiar vă dedic toată emisiunea ție, lui nepotul meu, Edi, lui Ion, Liliana, lui Vitoraș și lui Tuța. Oricum vă făceam dedicații, dar puțin încă mai este timp. Sănătate, numai bine, domnul maestru. Mulțumim de telefon, domnul Panti. Și noi vă mulțumim și vă mai așteptăm și cu altă ocazie în direct cu noi. Să rămânele. La revedere. Mulțumim pentru dedicații, numai bine, sănătate. Și noi vă mulțumim cu drag. Ileana, te invit să cânti și tu în minutele următoare. Așadar, dragi telespectatori, vă invit să ascultați și primele melodii interpretate de Ileana Chiazna.
Și a dat de zare.
tare mult. Aș vrea să fac și eu o dedicație din partea colegului meu, Adrian Martinescu, pentru tatăl lui, să fie special pentru Constantin și pentru bunicii lui din satul Comănești, comuna Bala. Sper că nu am greșit cu ceva. Colegul confirmă că a fost foarte bine și din partea mea să fie întreaga emisiune din această seară pentru toți cei dragi și pentru toți cei care ne privesc la această oră, cu mare drag. Ileana, te rog să ne spui ale cui sunt aceste melodii. Olguța Berbec. Și prima melodie? Niculina Stoican. Aceste două mari interprete și de valoare a cântecului popular sunt un model pentru tine? Da. Înseamnă că îți plac cântecele dumnealor, de asta le-ai și înregistrat. Da. Olguța fiind de la noi din sat, de acolo... Vă rog să luați microfonul. Zic, Olguța fiind de acolo, de la noi din sat, chiar o îndrăgesc fetele mele. Sigur, și să știți că cu mare drag dăruiește cântece interpreților, tinerilor care vor să le înregistreze. Niciodată nu cred că s-a pus problema ca să nu lase pe cineva să înregistreze vreo melodie. Da, da, nu, că e de treabă. N-a uitat de unde a plecat. Exact, exact, bine spus. A plecat cu noi la Casa de Cultură, cu mine, cu domnul Barbu, la începuturile ei. A plecat la Târgu Jiu și a ajuns cine este. Este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară în prezent. Și este mare lucru și nu numai pentru ea și pentru toți cei care au pășit pe acest drum să nu uite de unde au plecat, cel mai important. Da, da. Și spunem din nou, alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Cu Iosu Stelian. Spuneți, vă ascultăm. Deci vreau să o dedicație pentru Echeion. Da. Din satul nostru, la Chișești. O să rămână așa. Vă rugăm televizorul un pic mai încet, dacă se poate, ca să ne înțelegem prin telefon. Da, uite acum, da. Deci vreau să o dedic pentru Echeion din satul Chișești. Da? Da, da, am dat la mașină, da, da, am dat la... Foarte bine, acum vă ascultăm în continuare. Deci, pentru Echeion, este o mână și ce? Pentru Iosu, pentru fiica, Iosu Maria Antoniela, pentru fiica meu, Iosu Bonita, pentru nevasta mea, Sârgă, Bocuminaje, pe altă cap de ani împreună, Luminița, pentru toată noastră din Medin, cum de tu, ai cea mai mare mehar, ai cea mai mare principalul care este muzică populară pentru noi aici, pe Medin, tu, da. Pentru dumneavoastră continuare, vă mulțumim. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Să-mi fac o sârbă pentru toată Bala, e dintr-o pagia ramă, pentru oricine. Sigur, așa o să fie toate melodiile din această seară pentru dumneavoastră. Da, și să vedeți la pisar să trăiască vechita muzică, că frumos, foarte frumos și mie îmi place să facă dintr-o de ce îmi place. Toate fetițele care sunt în Mehedin, deci mie îmi place oricine și la tot am ziul orice, dar mie îmi place mesajul care, Doamne vreți, un program foarte frumos. Vă mulțumim din suflet. Pentru nopteșeni, pentru Baia de Aram, Negoiesc, tot pentru noi este un program foarte frumos.
Vă mulțumim și să știți că ne bucurăm să auzim cuvinte frumoase din partea dumneavoastră pentru noi. Da, și vă iubesc foarte mult programul și pentru Sândele Nescu, pentru programul nostru. Deci, și directorul la Baia. Așa să fie pentru toți cei care i-ați enumerat. Vă mulțumim da. Din suflet pentru telefon și vă mai așteptăm. Da, cu ziceați că împingeți noi momentul că prindem cam greu. Atunci continuați cu dedicațiile, să faceți cât mai multe dedicații, dacă tot ați prins în această seară. Da. Alte dedicații mai doriți? Da, pentru toată familia, toată familia. Și nu în ultimul rând pentru dumneavoastră. Așa să fie. Noi vă mulțumim și vă dedicăm întreaga emisiune. Să cânte Domnul la Sfântul. O să cânte. În minutele următoare o să-l ascultați. Da, vă mulțumim frumos, mâna și noapte bună. Pentru toți dușmanii, doamne. Și pentru toți dușmanii, așa să fie. Și pentru dușmanii dumneavoastră și pentru ai noștri, desigur. Domnul Nelu, cred că vă ajutați fata foarte mult. Cred că melodiile pe care le are înregistrate și pe care le-a interpretat mai devreme și o să mai cânte mai multe melodii, sunt făcute cu ajutorul dumneavoastră. Da, cu ajutorul meu, taică-miu, tatăl meu și am și un verișor de-al meu, Doru Dile de la Prejna, care e acum în Spania și îl salut. Deci de noi, în familie sunt făcute, acasă, înregistrate. Cel mai frumos, așa, în familie și să colaborați cu cei dragi dumneavoastră. Da, este. Dacă la asta ne pricepem. Asta vă place, asta faceți. Asta facem, da. Sigur că da. Și iată, un alt telespectator vrea să intre în legătură directă cu noi. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! De unde sunteți și cum vă numiți? Bună seara! Da, spuneți, vă ascultăm! Aveți o dedicație! Alo, bună seara! Sigur alo, că da! Seara. Televizorul puțin mai încet, vă rugăm, ca să ne înțelegem! Da, da, mai încet un pic de tot! Aveți o indicație pentru Adi, că a făcut acum 7 ani da. Și pentru Bebe, pentru Mihai și pentru toți frații mei. Așa să fie. Și din partea noastră, alte dedicații mai doriți să faceți? Și dedicații pentru Nielu. Mulțumesc, mulțumesc. Vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc, sorona. O seară frumoasă în continuare. La revedere. Cred că tu, Mădălina, aici de rând l-a cântat și eu zic să vorbim mai puțin și să cântăm mai mult pentru dragii noștri telespectatori care ne urmăresc postul nostru de televiziune și care ne urmăresc în această seară, la această oră. Așadar, să dăm drumul la muzică!
sorbi cu o linguriță și ne-ar fi să mă omori, ți-aș da viața cu gurița. Dragoste licoare dulce, te-ar sorbi cu o linguriță și ne-ar fi să mă omori, mi-ai da viața cu gurița. Dragoste gură de cu seară până-n zori, tu mi-ai viață, tu mi-o dai printre mii de sărută. Dragoste izvor de dor, nu mai știu de câte ori mă faci să nu știu de mine, tu mă vin, tu mă omor. Dragoste izvor de dor, nu mai știu de câte ori mă faci să nu știu de mine, tu mă vin, tu mă omor. Dragoste gură de rai, de cu seară până zori, tu mi-ai viață, tu mi-o dai printre mii de sărutări. Dragoste gură de rai, de cu seară până zori, tu mi-ai viață, tu mi-o dai printre mii de sărutări. Mulțumim frumos! Am lângă mine și în această seară, cum v-am mai spus și la începutul emisiunii, tinere interprete, copii care au început spre drumul muzicii populare și în același timp am lângă mine și un om care știe foarte bine ce este portul românesc și muzica populară tradițională românească. Din nou cântece frumoase ne-a interpretat Mădălina, ca de fiecare dată. Domnul Nelu, vreau să stau puțin de vorbă cu dumneavoastră. Sunteți așa un lăutar mai vechi, de aveți oricum ceva vechime și știți foarte bine. Vreau să vă întreb care este diferența dintre muzica tradițională și muzica populară, pentru că există o mare diferență între ele. Între muzica populară și tradițională. Da. Păi nu e tradițional cum se cânta odată, de mult, te referi cu la rece, cu... Da, exact. Asta vrei să spui. Da, acum, deci se cântă electronic. Nu exista microfonul și... Da, de mult se cânta cu contrabas, cu braci, sambal, dacă se putea, vioară, primaș, acordeon. Atunci era un adevărat taraf, cred că se cânta mai mult cu taraful. Da, da. Eu nu am prins, ce-i drept, nu am prins, dar așa, eram micuț. Încă n-am prins, nu am cântat la rece. Deși la... Dar probabil unicul dumneavoastră va povesti mai multe. Nu, tatăl meu a prins, taică meu a cântat. A, tatăl dumneavoastră, da. Deci taică meu, da, a cântat la rece, a prins. Se cântau nunțele, când se cântau de 3 zile la rece. El a prins. Eu nu, eu am trecut direct cu instrument electronic. Oricum ați luat la cunoștință și da. Unele lucruri de pe timpuri și cum se proceda atunci. Da, eu ce vreau să spun. Și acum mai cântăm la diverse evenimente, la rece, cu acordeonul, cu contrabas, cu vioară, cu colegii mei de la Gheorghești, cu Vasilică Paganini, cu Mioara. Am un băiat de la Părău cu contrabasul, Adrian. Deci încă mai practicăm și e frumos, e foarte frumos, se aude frumos. E cea mai plăcută. Așa este. Și eu cred că muzica tradițională era pe vremuri când muzica care se cântă în biserică și muzica
tot așa la rece, când mama legăna copilul pe timpuri. Cred că asta e muzică tradițională, asta înseamnă. Da, asta înseamnă doina sau... Balada. Balada, exact. Da. Și muzica este... populară e acum altfel. Da, e altceva. Mai modern, mai... Exact, exact. Mai tinde spre modernism. Da, e cu totul altceva. Este o mare diferență între ele. Cum spuneați, pe timpul se cânta mai mult cu taraful, dar iată că în unele zone se mai păstrează și... Da, da. Și acum. E mai plăcut. Păi la noi în zonă se mai încă se duce cu o orgă, un solist și atât. Dar, de exemplu, eu cânt cu niște băieți de pe la Severin, Orșova, partea asta. Acolo se cântă mai mulți instrumentiști față de la noi de aici. Și la noi încă se practică. Noi cântăm, eu pe la nunți cânt. Suntem 5-6 în trupă, în formație. Probabil și, da, probabil și bugetul le vine mai mare la fiecare, cum se spune. Da, dar muzica nu se face de unul singur sau doi. Nu, nu se poate... Mai mult, ca să se audă, mai bine, frumos să... și cum trebuie, așa de este. Trebuie să apară mai multe componente în acea orchestră. Da, să fie și acordeon, și vioară, și un saxofon. Sună mai bine și dă mai bine. Altfel, ce altă este... treabă, da, decât o orgă singură și atât. Nu este, nu sună plăcut. Într-adevăr, așa este. Irina, vreau să ne cânți în minutele următoare pentru dragii noștri telespectatori, dar mai întâi să luăm un telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Florin, la tatu, mă deranjează. Nu este niciun deranj, vă ascultăm cu mare drag. Aș vrea să dau și o dedicație, dacă se poate, pentru dumneavoastră. Mulțumim! Pentru invitația dumneavoastră. Da. Așa, și pentru sora mea. Pentru da. Nepoatele mele. Și aș vrea și o melodie cu Are mama două fete. O să fie toate melodiile din această seară pentru dumneavoastră. Și pentru dumneavoastră să fie. Vă mulțumim din suflet și vă mai așteptăm și cu altă ocazie, da, în direct cu noi. Bine. O seară frumoasă în continuare, vă dorim. Așadar, dragii mei telespectatori, vreau să urmăriți în minutele următoare pe Irina Drăghescu. Și sunt gurma-mricicat, of, la dușman.
dracu, cât am încerc și fac banii, n-ajung eu cum vor dușmanii. Prea puțini au mai rămas, care lângă mine au tras. Pe cei am crezut aproape, m-au lovit toți pe la space. Prea puțini au mai rămas, care lângă mine au tras. Oh, dar așa lumea-am văzut, la câți bine le-am făcut. Nu mi-o încins mâna niciunul, m-au lăsat și mi-au dat drumul. Cât am încerc și fac banii, n-ajung eu cum vor dușmanii. Dușmanilor luați amince, că-s mai bine ca înainte. Că acest cum mi le-am dorit, cum nici nu m-aș fi gândit. Știu cât vă este ce greu, dar nu să fiți cum sunt eu. Că nu v-o da Dumnezeu mincea și norocul meu. La dușman nu le fac placu, că eu și să nu-mi pierd capul. Cât am mince și fac banii, ajung eu cum vor dușmanii. Mulțumim, Irina, o fată care îi place ceea ce face și care își dorește să ajungă acolo cât mai sus, să ajungă o mare interpretă de muzică populară.
Vreau să remarc faptul că ai un costum foarte frumos în această seară. Mulțumesc. Ți-am spus și înainte de emisiune. Da. Și cam peste tot pe unde ne întâlnim noi, tu ai numai costume frumoase. Da. De unde le ai? Le am de la bunica mea, care ea le mai primește de la alți oameni sau le mai face și ea. Deci bunica ta se ocupă cu costumele tale să, da, ți le facă, dar cu aranjatul, cred că mami, nu? Da. Ca să apari frumos în scenă și să ai o prezență impecabilă, mami se ocupă de fiecare dată. Da. Așa este. Frumos. Eu, cum am mai spus și la începutul emisiunii, ești o fată care are talent și care își dorește să ajungă acolo cât mai sus. Te-am văzut și am remarcat acest lucru și Mădălina cred că își dorește la fel de mult. Așa este, Mădălina? Și tocmai ce ne-ai spus, că îți dorești o carieră din muzică, dar pe lângă muzică să mai faci și altceva. Și tati, dar nu numai tati, și părinții tăi o să te susțină în continuare, ca și până acum. Numai pe Mădălina o aveți. Da, numai pe ea. A, deci fata lui tata, ce da. Să mai... frumos. Ileana, tu ce zici? Ne mai cânti și nouă ceva? Da. Și telespectatorilor, bineînțeles. Păi eu te invit, Ileana, să ne cânti atât mie și telespectatorilor care ne urmăresc. Așadar, să luăm un telefon înainte de a cânta și spunem alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Marinică din comuna Izera, în Satul Târghești. Da? Lasă-mă și o dedicație pentru părinții mei, bunicii mei, fratele meu. Da? Pentru toți colegii mei, pentru toți prieteni și pentru toți influențări de la Baia de Alba. Așa să fie și din partea noastră, cu drag, toate melodiile din seara asta. Bine, vă mulțumesc, la revedere! Și noi îți mulțumim foarte mult, la revedere! În minutele următoare să ascultăm muzică și revenim! Thank you.
fi cu mine rând. Atunci mai ce să te vezi, gândiți-o după plâng, doar trei o să vedeți. Nici-o zi cu mine, ce ești tu le vând, orice ar fi în altă lume, dar să fiu cu ei în rând. Mulțumim frumos! O micuță interpretă de muzică populară care a venit la noi în Casa MH TV, așa cum îi spunem noi și cum ne place să îi spunem și cum am denumit-o, mai bine zis, care va aduce în dar cântece frumoase din partea ei și nu numai din partea ei, și din partea tuturor invitaților. Și vreau să fac o dedicație specială de la Evelina pentru domnul director al postului de televiziune MHTV. M-am ținut de promisiune și am făcut dedicația și din partea mea pentru Evelina, pentru că este o fată deosebită, o prietenă de-a noastră a echipei MHTV. Să fie pentru Evelina din partea domnului director întreaga emisiune din această seară și să știți că o să-i zic mâine despre această dedicație. Ca să vă așteptați. Îi dedicăm și noi cu domnul director toată emisiunea din seara asta. E un om deosebit și îi mulțumim ce face pentru noi, pentru într-adevăr. Cei din zonă, muzicanții din zonă. Așa este. Avem noroc că avem un om deosebit lângă noi și care face lucruri minunate în continuare. Și noi suntem alături de fiecare dată. Noi toți aici la MHTV, ați văzut și dumneavoastră, suntem nu o echipă, mie îmi place să spun o familie, cea mai minunată familie și mă bucur că fac parte din ea. Spuneați mai devreme că aveți niște dedicații de făcut. Da, aș vrea să fac și o dedicație pentru neamurile mele de la Izverna, începând cu moșii lui Mădălina, moșii noștri Gigi Meserie, cu Voichița, Elvis, și noi Marinela, salutăm cu drag. Lu Dinuț, Alina, doamna Vali, că știm și că ei, Izverna, da? Și sigur ne urmărește. Și toată lumea. Cu siguranță toți din acea zonă ne urmăresc ca de fiecare dată și spunem alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Alo, mă numesc Anușa. Păi, vreau o melodie fata mea mare, Tinerile Relu, Băiatul Cian, cu meu și pentru dumneavoastră. Vă mulțumim, doamnă dragă, și noi vă mulțumim pentru telefon și din partea noastră vă dăruim toate melodiile din această seară. Vă mulțumesc, plăcută. Cu drag, la revedere. Irina, te... Nu, Mădălina era la rând, scuze. O să urmeze și Irina, de asta știam eu și am ținut bine minte. Mădălina, te invit să ne mai cânți cu o melodie și să ne cânți așa de frumos cum numai tu știi. O melodie frumoasă din partea invitatei mele din această seară și revenim! Am făcut ce-am știut eu, am crezut.
bune, am avut speranță și încredere în mine. Bine spune această melodie, am trecut prin viață, prin rele și bune. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu și cu încredere în noi și cu mare optimism, trecem prin toate, ușor câte ușor. Iată că și emisiunea noastră se apropie de final și timpul a zburat atât de repede încât eu nu am simțit. Voi cred, nici voi cred că nu ați simțit acest lucru. Și vreau special dumneavoastră, domnul Nelu, să spuneți câteva cuvinte telespectatorilor, dar mai întâi haideți să luăm și ultimul telefon din această seară și spunem alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? De la Ezera suntem. Am luat și o ridicare specială pentru fiul meu, azi. Da? O făcut 7 ani. La mulți ani! Și din partea noastră. Pentru lasii mei, la Dutescu, Ion, pentru lasa mea, Ioana, Iluța, și pentru toți lasii mei din țară, pentru maică, pentru soră, pentru nepoțica mea, da? Și pentru dumneavoastră, pentru spectatorul dumneavoastră și pentru domnul Nelu. Mulțumesc, mulțumesc. Vă mulțumim cu mare drag, vă dedicăm și noi întreaga emisiune din această seară. Și aș vrea să fac și eu, să faceți o cântare pentru fiii mei, pentru copiii mei. Sigur, următoarea melodie interpretată de Irina Drăghiescu o să fie special pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim. O seară frumoasă în continuare. Vă mulțumesc. La revedere. Să spuneți câteva cuvinte de mulțumire și câteva cuvinte frumoase dragilor noștri telespectatori, pentru că ei ne sunt alături în fiecare seară și în această seară au fost alături de noi. Da, ce să le spun, că le mulțumim că ne-au urmărit. Multă sănătate și toate cele bune. Și să urmărească în continuare postul MHTV. Sigur că da, să ne urmărească în continuare pas cu pas, pentru că noi o să venim cu surprize cât mai frumoase pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că știm că ne iubiți și sentimentul este reciproc. Așadar, vreau să spui și tu câteva cuvinte, Irina, de încheiere.
Vreau să le mulțumesc tuturor care au sunat, că ne-au urmărit până în acest moment și să le urez sănătate și bucurii și să li se umple toată casa de fericire cu postul MHTV. Muzica. Urări foarte frumoase din partea ta. Să te ascultăm și pe tine, Mădălina. Le mulțumim că ne-au urmărit în această seară, că le mulțumim tuturor care ne-au sunat, multă sănătate și fericire. Toate cele bune. Să o ascultăm și pe micuța Ileana, să nu crede că am uitat-o tocmai pe ea. Ce le spui telespectatorilor? Le mulțumesc că au fost alături de tine în această seară și că ne-au vizionat. Multă fericire și sănătate. Și o să mai vii pe la noi, așa-i? Te așteptăm cu mare drag. Și eu vă spun, dragi telespectatorii, o seară cât mai frumoasă în continuare vă doresc. Până data viitoare, sunt Cosmina Ungureanu și să aveți o noapte cât mai liniștită. În continuare, vă las în compania Irinei Drăghescu. Și fără frică.